drugi fajna usługowałem się do reszty Sława Domy Szamienicy, bym cierczy, który nie było jak wiele. A co w Sławie Szamienicy był na lajf fort i mały. Satuna Sławomon się ja spus to czawia pe inimu. Sławomon ja spus na toti treborile, și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îl lămurească. Copiii care sunteți mai buni la geografie, știți de unde a venit împărăteasa? De undeva din zona Iemen, din sudul peninsulei Arabiei, până la Ierusalim, o distanță mai lung decât România noastră, dacă ai merge la satul mare, la Constanța, așa s-o străbați în diagonal. E mult până acolo. De ce s-a dus? Avea niște întrebări. Și-a auzit că este un om înțelept care poate să o lămurească. Dar credeți că nu se găseau atâția și în țara ei sau pe drum care să se grăbească să-i dea răspunsul la întrebări? Acum, de când cu internetul, de când cu cărți multe și cu mulți care se cred înțelepți, puteți afla repede răspunsul. Dai click de două ori, o căutare pe Google și afli un răspuns. Întrebe cineva și nu toți sunt, cum spunea fratele Simeonu, la întrebările cele grele răspuns, mai ușor, că zic că nu știu. Dar Solomon a știut să-i răspunde la toate întrebările. Fetelor, băieți, voi din la cine vreți să primiți răspunsul? A fost unul semneal Obama. Ce relații de rudenie avea cu Solomon? A întrebat pe bătrâni și nu i-a plăcut sau deci bătrânii. Și apoi pe cine a întrebat? Pe tineri. Și de cine a ascultat? Pe tineri, pe colegii lui. A ieșit bine cum l-au sfătuit. Nu mai treia dată să Solomon? Dacă îl întreba, ar fi ieșit bine. Ascultați-mă, dragii mei, spune Biblia despre Domnul Iisus că este mai mare ca Solomon, pe cunoscut versetul ăsta. A spus-o însuși el. Când aveți întrebări, să lăsăm Scripturile să ne vorbească. Amin. Îmi zice un vers, carte binecuvântată care în jurul tău ne adun, ne dai hrană bogată, fără bani și fără plată, carte plină de minuni. Orice unde și orice când întrebăm a ei cuvânt, ea la toate ne răspunde, căci aici se ascunde Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Pe unii ar putea lămuri Moise, alții Pavel, alții poate lămuri Domnul Iisus. Pentru că aici, repet, dragi copii, găsiți-vă răspunsul la întrebările voastre. Și nu trebuie să mergeți departe. Aveți Biblia pe aproape. M-au trezit dimineață din somn niște frați din Florida, că la ieri era seară. Frate, discutăm din Biblie că e așa sau e așa? De regulă, când îți dau o partide, nu-mi place să țin numai una, că nu vreau să las un scandal. Încerc să găsesc cumva așa, chiar dacă trebuie să spun adevărul, să nu-i necăjesc tare pe ceilalți. Și mi-au venit în minte două versete și răspunsul era simplu. Răspunsul nu era de la mine. Ce-o zis Iosif? Ce-o zis Daniel? Tâlcuirile sau lui Dumnezeu? Dar nu s-a scris aici în Scripturi. Și dacă e ceva mai particular, copii și nu știm de aici, atunci poate să răspundă Duhul Sfânt. Aici, în adunare, este Solomon al vostru. Un frate din Pitești mi-a povestit cum soția să se pocăise, le era inspector. Și era puțin, în zona aia, puțin pocăițul, că nu merge la adunare, că ei nu știu multe pocăițe. Dar într-o zi de joi spune soției, azi vin cu tine. Și a s-a gândit, Doamne, acum vine, o fi mai puțin. Nu e evanghelizare. Dar cum se zică să nu vină dacă te avem la rugat să vină, acum cum vrea să vină? Mi-a stat cu emoții, Doamne, ce-o fi zis? Nu fost numai niște frați mai în vârstă, o dată demnul la rugăciune și gata, a fost slujba.
la doar ce este pe casă, îi spun el, mă pocăiesc. O, cum te-ai lăbuit? Și am avut trei întrebări în minte și omul de lăbuit nimeni. Și bătrânul ăla care a fost dat în demn, mi-a răspuns la întrebări în ordine cum le-am avut. Mare lucrător de tare. Că Solomon n-a avut înțelepciune, el a cerut-o de la Domnul. Din cura Domnului este înțelepciunea. Ziceți Solomon în Proverbe 2, slăvit să fie Domnul. Amin. Deci când aveți întrebări sau colegii vă întreabă, spune, lasă că întrebăm aici așa, în cartea asta veche și nouă, încă taimică și plină de bogățiile sfinte. Apoi, țineți minte copiii de la împărăteasa din Seba, să nu uitați, vă citesc în continuare unul împărat 10, versetul 2. A sosirea Ierusalim cu un alaic foarte mare, cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult, pietre scumpe. Versetul 10, i-a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-a mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât a adus împărăteasa din Seba. Hai să socotim împreună. 120 de talanți. În antichitate, talantul avea, talantul mic 30 de kilograme, talantul mare 60. Câte kilograme de aur au adus? După talantul mic, 3600 de kilograme de aur. Ar îmbogăți și România. Câte cămile o să trebuie noi copii? Eu zic că știu o cămilă poate duce cam 100 de kilograme în spate. Deci vreo 40 de cămile numai pentru aur. Dar pentru pietre, că nici alea nu sunt ușoare, nu? Am venit de nu a fost greu. Apoi nici împărăteasă nu scrie pe jos, nu? Alai foarte mare, 10 de cămile, da drumul. Au fost săptămâni, luni, de zile. Și mi-a făcut cadou la Solomon. Care e cel mai mare dar care l-ați făcut voi vreodată cadou? Ce ați dat mai mult vreodată așa la cineva, voi? După bănuții voștri, ca văd după aia, cu doi. Ce vă place? Să faceți cadouri sau să primiți cadouri? Scrie apoi aici, în versetul 13, că împăratul Solomon a dat împărăției în zilea tot ce a dorit, tot ce a cerut, i-a dat mai mult decât a dat. Dar nu știu dinainte că o să-i dea. Nu știu nici dacă îi poate răspunde, că nici pe jumătate nu s-a gândit că știe atâta. În dorința ei a vrut să-i dea daruri vrednice de o împărăteasă. Se spune că la regele, nu știu, la Filip sau Macedon, cineva a cerut o sumă mare și a venit vestiernicul și a spus, împărate, uite câți bani a cerut din bugetul împărăției. Ce da, eu i-am dat voi și dau atâta. Să știe că împăratul e bogat. Dă-i. Repet după banii voștri. Vreți să faceți un cadou? Am citit despre un băiat că se uita într-o parcare la mașină. Băieți, îți fac mașină? Și zice, asta e marcă scumpă, că s-a dat omul jos din mașină. Ce sunteți bogat? Și șoferul zice, nu-s bogat. Am un frate mai mare care e bogat și el mi-a făcut o cadou. Și băiatul zice, și eu am un frate. Și vrei să-ți facă ție cadou vreo mașină tu te recomandă? Zice, nu. Frate meu e menit, m-aș bucura să am eu bani să-i fac cadou mașinuță. Dragii mei, repet, să trec mai departe. Am spus că e pentru cei mari. Știți că scrie în Biblie că e mai fericit a dat decât a primit. Dacă așa au gândit împărăteasa, a fost fericită întâi când a dat ea darul. Apoi cred că a fost fericită și după ce a primit. Să ne învățăm să dăruim nu de la împărăteasa, în primul rând de la Dumnezeu. 2 Corinteni 9:15, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Am fost martor în slujirea mea să văd anumite dărnicii făcute de oameni.
duce pe la Corinteni cu mâna largă și scrie acolo 2 Corinteni 9 cu cine dă cu bucurie pe acela iubește Dumnezeu. Dar din nefericire mai ispitește diavolul pe câte unul să fie strâns la pungă, să se pare rău de vreun dar lui Dumnezeu și de asta putem învăța de la noi, că nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Îmi spunea un frate la Londra despre un caz, poate l-ați auzit, eu spun pe scurt, că frații au făcut un dar într-o toamnă, așa spre iarnă, au donat bunuri, au donat bani și le-au pus într-un, cum zic, un moment, un faiton, un furgon de la mare după 2 cai, și au zis fratele Vasile Moloce să meargă până unde s-o opresc caii. Și au trecut prin două sate și s-au oprit cai drept la o casă, s-au pus deja noapte. Și fratele a zis, aici trebuie să cacați tot, uite acolo o pătură pe gard, puneți tot și banii băgați pe desubt. Păi se sculăm gardele, nu? Ai găsați tot și plecați. Și unul a fost nemulțumit că noi am adunat atât, dar cine știe dacă se trezesc, dacă nu vin vecine, dacă au nevoie, dacă nu au nevoie. Și-au trecut 15 ani și într-o zi povestea la o masă unul și-au zis, am rămas orfan de tată. Și într-o seară, zis mama, copii să te rugăm că e cămara goală. Și dimineața am auzit că mama plângând, zicând, sculați-vă că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea de aseară. Și zice, eu cu fratele meu era mai mare între noi și am dus cămara și-o fost și bani. Știți la cine povestea? La ăla care a fost ispitit, că de ce am dat atâta și de ce le-am lăsat acolo să mă ierte, Dumnezeu, cred că mi-am pierdut răsplata. Că n-am fost gata să dăruiesc așa cu inimă largă, Dumnezeu să vă dea harul să fiți darni și voi și copiii voștri. Și încă ceva și mă opresc în părăteasa asta. Nu știu câte zile au fost la Solomon. Dar înainte de pleca, uimită, scrie versetul 6, că a zis, nu credeam, n-am văzut. Și acum versetul 8, poate vede, eu plec. Bine a fost până stat aici, tot ce mi-a venit în minte am întrebat. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmate înaintea ta și aud înțelepciunea ta. Copii, e fericită tata și mama că vă au. Să vă aud înțelepciunea, că scrie în Proverbe, zice, unul cu fiul înțelept și bucuria lui tată său. Dar să mă duc întrebarea și la voi. Surorilor, îți fericiți bărbații că v-au necurmat și v-au urmat. Fraților, sunt fericite nevestele când v-au urmat, când stau cu voi, cu frații în părtășie, ai tot stași, o să tot stă pentru vecii vecilor. De aici, pe pământ, hai să fericim oamenii ăla cu care trăim în casă. Unii dintre noștri dragi s-au dus. Eu tot mereu am înregistrări cu mesaje profetice cu soția mea și aud glas. Și atât am spus, zice, voce dulce avea sora Dena. Dragii mei, Dumnezeu a rânduit pe pământ să trăim în familii. Avem apoi loc de muncă, colegi de școală, mi-i fericesc pe cei din clasa ta, se bucură. Când ești absentă la școală, se spune, dar unde e Măriuța, că dacă era aici, asta ne însenina. Știți ce spune eu? Zice, când ajungeam, eram ca un mângâietor între niște întristați, se bucurau ca de ploaie de mine să mă vadă de aici și să mă audă. Dar se poate fi și ispita să se bucure cineva când nu ești acasă, când ești absent. O, dă-ne Dumnezeu înțelepciunea necesară de a face bucurie celor din jur. Și voi copii să nu uitați, să întrebați pe tata și pe mama seara asta. Mama, eu îți fac bucurie sau supărare? Dar pe când vă înțelepți să face bucurie, dar când vă certați, nu, că nu știu, ne am pus că să facă iată jucăriile. Păi vă mai... Se necăjește mama? De la voi, o mamă am auzit eu că zicea, măi copii, măi, vă băgați în iad când vă certați.
și ea vrea să vă ducă pe voi în rai, să se bucure cei din casă, amin? Dumnezeu să vă ajute, amin? Hai să ne întoarcem la ce a spus din Luca să și terminăm la vreme. I-a spus, repet, îngerului Ioan că fiul lui va fi mare. Și eu v-am spus despre unul care va fi și mare fost Solomon, dar Domnul și mai mare. Acum, să nu vă grăbiți să judecați, nu vă spun ce am pe inimă, că s-ar putea să nu vă înțelegeți. Ce înseamnă să fie un om mare? Știți că de oameni se spune că e de om mare sau de neam mare, nu? Și spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 1, în versetul 26, uitați-vă la voi și să fiți chemați pentru voi, nu sunt mulți înțelepți, în felul nici puternici, nici mulți de neam ales. Deci nu e vorba de a fi mare prin felul lumii, oameni mari. Că uriașii nu trăiesc mult, li se stinge neamul. Copii, știți cât ar avea un uriaș puterea de mare? Până aproape pe o scândură de 4 metri, dacă nu și mai mare câte unul. Da, s-au stins cu toții. Va fi mare înaintea Domnului. Ce înseamnă? În Roman, la capitolul 3, scrie despre evrei. Vă citesc versetul 2. Oricum sunt mari. Evrei, oameni mari. Nu pentru că sunt deștepți și vând bani în lumea asta. Și mai întâi de toate prin faptul că lor au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Ascultați ce a zis Moise, Deuteronom, capitolul 4, la preceput de atunci și pare la preceput la rândul lui. 4 cu versetul 6 a zis despre noi să le păziți, să le împliniți și se va zice acest neam mare. Dar ei nu erau mare la număr. Pentru că scrie tot aici în Deuteronom, în versetul 7 cu 7, nu doar pentru că trece la număr pe cealaltă popoare, că voi sunteți cel mai mic de toate poporurile. Cel mai mic popor era cel mai mare. Prin ce? 4 cu 7. Care este neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape? Noi suntem mari pentru că avem un Dumnezeu mare. Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă spun astăzi înainte. Și se va vedea când va veni Domnul care oameni sunt mari și care sunt mici, care e greu și care e ușor. Că vremea lui Belșazar se credea că el este mare. Dacă l-a pus Dumnezeu un cântar, cât a fost? Măi, nimica toată. Dar acolo era un om, Daniel, care a prea iubit și scump și l-a fost mare că atunci când Dumnezeu l-a scos în față și împăratul i s-a închinat. Să teamă de Dumnezeul lui cel mare și fricoșat, mărit să fie. Dragii mei, în lumea spirituală contează ce greutate are cineva. Când s-a dus fiul lui Sceva, băi, de preoți, o scump, băi, ce-i? Zice, Pavel, Iisus, spre Pavel se spune în istorie că era mic de statură, va mai avea și un meteacon, la ochi sau și eu. Dar demonii ce-au zis? Știm? Pentru că mare este cel pe care Dumnezeu îl face să fie mare. Mărit să fie Domnul. Ioan Botezătorul a fost un om mare și prin el Dumnezeu a întors o națiune și s-au relegat familiile. Și a făcut o lucrare deosebită. Și eu cred că va fi mare pentru vecii vecilor. Și poate vă amintiți versetul acela că cei ce vor avea parte în părăția celor împărăție, cel mai mic e mai mare ca Ioan. Băi, cum adică dacă el e mare, acolo e cel mai mic? Dragii mei, în împărăție care a fi mare, e mai mare, cel mai mic decât a fost Ioan aici.
că aici Dumnezeu are o statură și o lucrare aici, pentru noi, dar în împărăția viitoare vor fi cu totul și cu totul alte lucrări, slăvit să fie Domnul. Amin. Am fost sâmbătă, potire, a fost o săptămână la o soră la Cluj și ne-am povestit despre o altă soră pe care am grijit-o. Așa m-am minunat de lucrările Domnului. O bătrânică, dar o femeie vlavioasă. S-a îmbolnăvit o semipareză, paralizia i-a afectat și vorbirea și-au chemat medicul la domiciliu. Și doctorul zice, bunicuță, eu am tratat un pocăit. Nu putea vorbi, dar de rugat putea ruga. Rugăciunea și cântarea nu vin întotdeauna de minte. Doctorul nu e pocăit. Roagă-te că Dumnezeu te ascultă. Și nu mai începe bunicuța să roagă Dumnezeu bunătății și a îndurărilor. Măi, și vorbea fluent, coerent. Și începe și se roagă, spune doctorul, nu v-am spus. Eu am avut pacienți pocăiți, rugăciunea nu vine din minte. Și când o gătea rugăciunea, au zis, dați-mi apă, că de ieri că posete, dar n-am putut grăi vorbă. S-a ridicat, a ieșit după oameni până la poartă. Doctorul, asta e minune. Vecina doctoriță, o zis, asta nu putem explica, o să spun la toți colegii de serviciu. Și-a mai trăit în căsor. Apoi, dintr-o dată, era, avea vârstă înaintată, că îi moare, chemat pe vecina pe doctoriță, ce are curs, n-are, mai stăm, așteaptă. A zis, acum are pulul din nou, s-o dignește. Și numai se scoală sora ca una sănătoasă, se razimă de masă și îmi spune, ce draga mea, am fost dincolo, ce mi-a arătat Dumnezeu. Dar cum e acolo? Nu-ți pot povesti, dar fă comparații cu ce face pe pământ. Dar asta e lut. Dar ce frumos acolo și mai frumoase florile ca aici. Du-te tu! Ce florile astea? Aici totul e lut. Dar ce mă trăiesc acolo? Dar nu pot să spun. Am un castel acolo. Așa de frumos și de mare v-aș putea caza pe toți. O zis și mi-a arătat Domnul și partea ta de moștenire. Dar cum e? Dar nu-ți pot povesti. Și m-am gândit cum ar vrea oamenii să exploreze cosmosul, să știe, își bat capul, își fac telescope, să vadă mai încolo, mai profund și... Atâta. Și la o beată bătrânică Dumnezeu îi arată lucrurile de dincolo. Care e mai mare? Vedeți? Oamenii vor previziuni, prognoze. Și zice sora, i-a spus bătrânica, zice, draga mea, eu nu mai stau mult și plec, dar apoi o să vină o ciumă pe tot pământul, aceeași ciumă. Și o să moară oameni. Dar după aceea o să vină un război și o să rămână un pustiu. Dar zice, eu patruși mă duc. Și zice, dar primul care moare e vecinul. Și a doua zi o căzut și a murit. Păi cum știe Dumnezeu? În puterea și strălucirea lucrărilor sale și le stăpânește pe toate, mărit să fie numele Domnului. Măi copii, eu tot vreau să vă spun vouă, voi care sunteți pocăiți, băieților, fetilor, eu nu știu cât de bogați sau de sărași sunt părinții voștri, dar dacă voi cunoașteți Scriptura, că asta am vorbit cu ei când au fost trecut la ora 4, să vedeți Scriptura, voi știți că puteți să deveniți oameni mari? Dacă Dumnezeu vrea să vă folosească în lucrarea Lui, voi sunteți mai mari decât ceilalți. A spus Dumnezeu lui Ieremia, era un copil, măi. Știți ce scrie în Ieremia 1? Să vă citesc. Asta era în vremea împăratului Nebucadnețar și a căpetenilor care erau acolo. Zice așa, versetul 10, te pun astăzi peste neamuri și peste împărat. Cine era mai mare lor? Copilul ăsta, a spus Dumnezeu, este pe țările astea de dăm la cutare, atâta vorbea cu el. Scrie în Luca 3, că în vremea împăratului cutare și Dumnezeu a vorbit cu Ioan, vorbea cu care e mai mare, nu? Sunt mari oamenii care au cuvinte lui Dumnezeu, care vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu îi face mare. Să vă făgăduiască Dumnezeu când vă rugați copiii mari, înaintea lui Dumnezeu.
Dar trec la altă idee. Copiii ăștia, ca să ajungă martă, să crească întâi. Și zic că Ioan Botezătorul scrie așa. Vă citesc Luca, capitolul 1, versetul 80. Iar pruncul creștea și se întărea în Duh. Și despre Domnul Iisus scrie 2 cu versetul 52. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea Dumnezeu și a oamenilor. Copiii, ați vrea să creșteți mari, nu? Și mămicilor, dacă ar fi să vă întreb un plan fizic de un copilaș așa, de 3 kg sau câte unul mai mic așa, punea cineva 2 gemeni, 800 de grame unul. Noi, când ori creșteți? Așa, fac 100 de kg de care parte. Dar ăștia nu cresc într-o dată, nu? Așa e și spiritual, ca să crească fizic, ce trebuie să facem cu un copil? Să-i dăm hrană și să-l îngrijim, să-i facem hăinuțe pe măsură, așa ca mama lui Samuel. I-a spus Dumnezeu că despre Ioan Botezătorul să fie atent și ce mănâncă, că trebuie să crească mare. Măi copii, eu știu că aici la Jorhei nu vă lasă să mâncați orice. Nu mâncare din asta. Pentru suflet, ce ați vrea voi să mâncați? Unii vor să se hrănească cu filmulețe. Ce ziceți voi de filmulețe? Crește sau nu creșteți? Da. Băieți, voi cu ce ați vrea să vă hrăniți? V-am gândit unde spune Scriptură de lapte și apoi de bucate tari. Dacă o să vă hrăniți cu Scripturile, o să creșteți mari. Prindeți putere, cu rugăciuni, dar dacă numai cu joacă, cu internetul care distruge și lasă o lume pernicită, care nu poate gândi, nici la școală nu mai poate învăța, de cum să mai fie oameni mari, cu adevărat? Ascultați-mă, dragi părinți, stimați copii, asta e moartea vremii noastre, internet. Asta distruge pe capete, măi copii, puneți mâna pe Scriptură, citiți, rugați-vă, participați la adunare, la lucruri sfinte, așa se crește spiritual. Despre Domnul s-a citit de Luca 2, la 12 ani, am vorbit azi cu un copil de 12 ani și i-am spus, măi, Domnul Iisus, la vârsta ta îi plăcea să asculte predici, să întrebe, să pună întrebări și să răspundă. Așa se crește. Despre Timotei scrie că a crescut. Dar iată cum. 2 Timotei 3 cu 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Stimați părinți, am convenit cu copiii dumneavoastră care au fost aici să citească Biblia, să-și ia notițe din Biblie, să noteze întrebări, să spună ce le-a vorbit Dumnezeu și a pus să ridice mâna, nu să facă jurință ca să nu se creadă vinovat dacă nu pot îngrozi. Ne-a spus numai să încerce. Cât de unii au încercat să ridice mâna când ne-a spus că să încerce. Și-au ridicat așa mai timid, dar au fost câțiva care nu au ridicat mâna. Nu m-au înțeles sau poate chiar nu vor să încerce. I-am întrebat câți au început să citească Biblia acum de la începutul anului. În felul acesta veți crește spiritual. Am fost la sfârșitul lunii noiembrie în Italia, la Torino. Pentru ceva cursul. Dar așa n-am vrut să mă duc. Mi-a spus la frate, parcă nu pot, parcă... Păi frate, trebuie să vin. Și ultima mea nădejde când mă duc a fost că mi-a zis testul pozitiv. Și mi-a făcut și testul la scurt și PCR-ul și negativ. N-am ce fac, trebuie să mă duc. Am ajuns acolo, într-o familie, 8 copii, 4 fete erau primele, apoi ceva băieți mai mici. Și zice, tată, s-o, frate, vrei să-ți faci timp pentru fetele astea? Dar ce am? Au multe întrebări adunate din Biblie. Fete, nu băieți? Da! S-au răpădit de mine, cum e asta, cum e cealaltă. Și frate, când am auzit că vii, noi de o lună de zile postim în fiecare săptămână să vii. Zic, voi să-ți devine că mi-ești testul negativ.
Eu cât m-a rugat să nu vină, da, dar și noi ne-am postit. Noi ne-am rugat așa și postit să vină, dar de ce? Am vrut să te întrebăm din Biblie. Și ce tată să uite, asta citesc. Păi și când am văzut ce fete maciune, când uite fete așa, n-ai ce povesti cu ele. Și chiar unii băieți, când sunt soară, dacă vrei să vorbești ceva cu ei, dacă aș lua-o pe copiii ăștia miște la grădini să fac cu ei un studiu biblic, i-aș putea să ne atenți. Mă, n-ai cum, că-s mici, nu? Ăștia mici numai dacă le spun povestioare. Și de oricând mă întreb în adunare, stau de vorbă cu oameni mari sau cu oameni mititei? Ăștia mici, știți la ce spun? Că le trece repede mânia. Și cam atâta. Dar la minte, cum ar trebui să fim? Oameni mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Și un om mare e ca și o apă mare, nu se tulbură. Are cunoștință din Scripturi, are greutate, a crescut. Așa ne vrea Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4. Ascultați-mă ce vă citesc. De la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, a înălțimii staturii prezenței lui Hristos. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură. Copiii vor fi înșelați, dragii mei, și tot mai multe descoperiri sunt că vin proroși mincinoși, Hristos mincinoși și vor înșela pe mulți. Dar pe cine nu înșeală? Pe cei aleși. Ăștia care sunt mari, care au crescut în cunoștință, care au parte de descoperirea puterii Dumnezeu și a lucrărilor sale, nu vor fi amăgiți. Dumnezeu să vă dea har. Dragii mei, cu așa durere mă uit peste adunări, că eu umblu așa relativ mult. Și când au în minte aceste descoperiri, mulți vor fi celați, mulți vor ceda. Să știți că ăsta e motivul. Nu există maturitate, nu există putere spirituală. De ce nu există? Pentru că încă din copilărie sunt trist că nu le adunări. M-a sunat cineva și a zis, frate, asta știu mai mult de cază. Și la copii, acasă, la adunare, le pune jocuri, desene. Deci am lăsat fetele la adolescenți. Și le-a dus, nu România, dar români, în altă țară. Le-a dus la patinoar. Măi, de la întâlnirea cu adolescenții și cu tineri, și ăștia când vor fi mari la trup, la minte, tot copii, tot retardați, cum spune Pavel, acolo, de voi care de mult trebuia să, m-am așteptat asta din Evrei 5, de mult trebuia să fiți învățători. Și aveți de voi iară de cele de adevăruri. Vă îndemn să vă cercetați fiecare înaintea Domnului, nu cu mândrie, că dacă suntem mari, asta nu-i meritul nostru, că Dumnezeu e totul în noi. Și dacă avem maturitate spirituală, să fim asemenea Fiului Dumnezeu, asta încredințați de cuvintele care le-am primit, și mă întorc la Timotei, unde spune așa, că cuvintele Scripturii îți dau înțelepciunea, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dovada, altă dovadă, că cineva este un om mare, este că poate să facă Dumnezeu prin el o lucrare necesară. Iată, mă întorc la Ioan Botezătorul, care a fost mare, ce lucrare a făcut Dumnezeu prin el? Evanghelia după Luca, cuvinte citite în această seară, versetul 16, va întoarce pe mulți din fiul Israel la Domnul Dumnezeu lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duh și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii,
pe cine ascultătorul la bară în înțelepciunea celor nepregătiți și să gătească Domnul un rob bine pregătit pentru el. A reușit Dumnezeu prin Ioan Botezătorul, prin pocăința care a predicat-o, prin învățătura curată ce a transmis-o, să facă să se repare lucrurile în familie și părinții și